Hello, neața! Ne pregătim să mergem la Timișoara. Bineînțeles, Dorin este ca de obicei la lucru. Mă duc să mă întâlnesc cu o fată de aici, de pe YouTube. O să vedeți imediat cine. E 4:20 acum. Da. Pe la 8 suntem și noi în Timișoara. Așa. Sunt foarte adormit acum. Am dormit foarte puțin. De pe la 12 până la 4, deci sunt cam zombie. Mă duc și la Jumbo. Evident, va veni și Hall Jumbo. Nu scăpași. Bine, și mai filmez și pe drum. Să vedem. Da, dacă n-adorm. Pupicei și ne auzim un pic mai târziu. Keep it up, you're so great. Standing, talking, you got me checkmate. No one's watching or nothing. I have cleared out the room, all so that you can get to be the big spoon. So great, standing, talking, you got me checkmate. Am ajuns acasă. A fost foarte frumos astăzi, doar că n-am filmat foarte mult. Pentru că, nu, am vrut să mă bucur de momentul petrecut cu Milana. O să vă inserez aici o poză cu noi, la Jumbo. Da, două plase pline de la Jumbo. O să fac două hauluri. Unul se va apară dacă, după cum am calculat eu, vineri. Și unul se apară mai încolo, cu decorațiuni de Paști. De asta am luat și pe două bonuri, ca să pot să fac așa.
Bun. Sunt foarte entuziasmată de ce mi-am cumpărat, dar vreau să vă arăt, am și două colete de la veggies.ro și de la Zoo Plus. O să vă las linkurile în descriere. Așa. Să mergeți să vedeți. Poate. Aveți animăluțe, aveți să comandați, mie mi se pare foarte rentabil, ies la bani, la preț, față de Kaufland sau așa la mâncare pentru pisicuță. Să vedeți imediat ce am luat și ce am mai comandat de pe Vergis. Vergis.ro. Am aici coletul de la Zoo Plus. Cred că e ăla, nu? Nu așa zic e ăla. Nu scrie nimica pe el, sper că mă vedeți. Mă vedeți? Mă vedeți, cumva. Am luat și așa părul cu mai puțin de cald. Să vedem. Jessie, hai cu ala, hai să vezi ce s-a luat. S-a luat ceva fain. Sper să-ți placă. Așa. Oh, așa. O pus din astea. Așa. Așa. I-a luat din astea gourmet de pui. Eu de pui am comandat. Da, de pui. Am luat 5 din astea, 5. Și o din asta are câte bucăți are? Nu că nu mai găsesc unde scrie. 12. 12 și sunt 5 așa bucăți. Așa. Mai am pe aici. Uitați, i-a luat. Jessie! Îți dau asta jos. A, dar nu e din aia care le zdrângă, că e ele îl plac. Am mai găsit la Pepco, dar mă mai duc eu. Hai așa. Ce mai de Jessie? Psst. Hai, hai, bine, bine. Psst. Place? Hai. Rămas să joacă cu el acolo jos. Așa, aici am luat-o din asta, care nu știu ce să-i pun, boabe sau apă, văd de ce-i pun. Dacă vă arăt acum, e de plastic. Da. Văd eu ce le pun. E așa fain. Cred că boabele o să le pun aici și... Da, boabele cred că merg aici și... Așa. Bun. Eu nu știu o chestie din asta așa, care ce fain e pe partea asta. De pus mâncarea pe ea. Se vede? Dă mai spate. E foarte faină. Și aceasta. Și așa, acum să vă arăt și celălalt de pe veggies.ro. Da, veggies. Veggies bine. Să dau asta jos de... Așa. Nu știu cum să desfac, cum să fac invers așa. Hai, nu merge. Și mă vedeți cam jos, sau nu știu cum. Hai să iau un pic. Trebuie să vă concoț un pic mai sus să mă vedeți mai bine. Așa. Să le fac cu forfechița. Așa, și prima care îi sare amară. Supliment alimentar? Nu. No. El zice că contribuie la reducerea oboselii și extenuării, la un moment dat normal la sistemul nervos, sistemul muscular, metabolismului. Să nu se închidă camera. Și aia ce face tot. Și aia ce zice cu o linguriță. Doză zilnică a recomandat o linguriță. Bine, dar nu în fiecare zi. Ne înțelegem că nu prea e recomandat în fiecare zi. La un interval de... Eu zic că o dată pe lună merge. Așa. Bun, nu mai mult. Că mi-au trimis aici catalogul produselor apicole. Așa. Niște produse. Așa. Și mi-am luat un ceai din ăsta. Din ăsta n-am mai folosit până acum. Din aia chinezesc. Eu folosesc, da, altă
Și mi-am luat și tu astea ca să văd cum sunt. Sper să fie bune, nu știu ce să zic. Mi-am luat încă așa. O spirulină. Din astea cu stevie, plăci de tablete. Un dulcitor din asta. Ceaiuri mai mult mi-am luat. Mi-am luat și cu ginseng și ananas. Ceai. Căzut spirulina. Cu semințe de chia. Tot ceai. Da. Și încă, și asta e tot cu semințe de chia. Vine Dorin cu o biță de afară. Care ce am făcut cu foarfeca. Am pus ceaiurile pe ea. Îți desfac și aici, că nu mai știu ce mi-am comandat. Lichior amar pentru slăbit. Nici n-am auzit de asta, dar... Nu știu, cred că mi-au atras atenția atunci. Supliment alimentar, 40 de picături, adică o linguriță cu o oră înaintea meselor principale, în puțină apă sau ceai. Doză zilnică, 2 ori 40 de picături. De 2 ori pe zi se... Vedem. Deci, cred că nu mai am nimic. E doar o piesă din asta, da. Nu știu ce mai am aici, habar n-am, ce mi-am comandat. Habar n-am, ce mi-am mai comandat. Ce bine împachetate sunt. Știu ce-i. Da. Îmi place foarte mult untul de arahide. Și mi-am comandat de aici, de data asta. De asta a fost așa bine împachetat, ca să nu se spargă borcanelul. Așa. Bun, și asta a fost comanda. 200 și un pic a fost. Nu mai știu exact cât, da? Nu, cam așa, cu 200. Nu, 200 cred că și 3 lei, cam așa a fost. Da. Mai multe ceaiuri. Așa. Da, bine, dragilor, vorbim mai târziu. În vlogul ăsta o să fac și extragerea giveaway-ului. Așa. Dar un pic mai târziu. Da. Cât timp am filmat eu 5 clipuri, vreau să vă arăt ce a făcut Dorin. Dacă auziți ceva copii, este geamul deschis. Am mers cu cuptorul până acum și da. Arată super. Sigur e și delicios. Vine cu carne de porc, dar la cum arată legumele astea trebuie să le mănânc și eu și le consumăm cu varză. Abia așteptă. Arată super. Da, nu știam de calitatea asta lui, dar de acum o să pun la treabă. Foarte fain. Arată și miroase super bine. A căutat el pe net o rețetă, nu o știa dinainte, bineînțeles. Și a făcut. Da. O să vă pun o poză cum arăta înainte, că am văzut că are. Sper să mi-o dea. Și uitați cum arată acum. Super, super, super. Știți că vreau să vă arăt repede. Am făcut câteva cumpărături. Acolo, partea de acolo, le-am făcut Dorin din Kaufland, le-am arătat la urmă și eu am făcut câteva din Penny. Am făcut și bonul. El, din păcate, nu mai are. A fost 116,39. Hai, mă. Se vede? Haideți, acum se vede. Bun.
și le-am așezat în ordine cum sunt pe bon. Primele sunt chiflele hamburger, 5,29 lei, acestea de aici. Chifle cu susan, le fac la Dorin pentru pachet. Așa, a doua este o broșă cu 4,99 lei. Mi-a plăcut mie mult. Știu că acum a trecut un pic, dar mi-a plăcut mie broșa asta așa mult. Focus, mă. Așa, următorul sunt biscuiți aceștia. Așa, aceștia au fost 2,59 lei. 100 de grame. Aceea asta e bază pentru paste, carbonara și milaneze. Asta a fost 3,19 lei bucata. Așa, apoi, dați că mă uitam mai sus acum, Maggi, secretul gustului, cu gust de găină, acestea, dat în varianta de 400 de ml și a fost 11,29 lei. Dacă scrie ofertă specială, nu, cred că a fost o ofertă de azi, așa, nu știu. După aceea, country din ăsta, cașcaval, ce e ăsta? Feliuțe din alea, cum e și Hollandul. Așa vin acestea. Numai că mi s-a părut preț mai bun astea și știu că îi plac la Dorin, așa că le-am luat din astea. Adică 7,99 lei au fost, 450 de grame. Și știți că alte sunt 140 de grame, parcă 5 lei sau așa ceva, 4 lei ceva, 5 lei. Deci ies mai bine așa. După aceea am luat și 2 din astea. Să și mai ia și așa. Gata, făcut. Și au fost 7,99 lei. Nu, 6,99 lei, mă scuzați, celelalte au fost 7,99 lei, mă uitam mai sus. Așa, Ferrero Rocher. Astea am luat că n-am apucat să mergem la mami. Mergem acum după masă și îi deducem de 8 martie. 16,99 lei. Ar fost. Așa. Mi-am zis că iau din astea, că mai bune. Bine, mai am un parfum, mai am să-i duc cadou. Nu doar astea, da. Așa, sacoșa, după aceea văd că aia a fost 2,99 lei, adică asta. Așa, odorizante WC, 13,99 lei de la Domestos, așa. Ce sunt două, trei. Așa, să-ți conțeg rămâne cum ți stau. Mai departe, mi-au plăcut mult florile astea. Au fost parcă 6,99 lei sau da, 12 lei, au fost 11,99 lei și redus cu 50%, aici nu scrie. Numai că e redus 50%, așa cu love, bine din perioada Valentine's Day, nu cred că sunt acolo. Dar mi-a plăcut mult așa cum arătau și să le iau, mai mult pentru chestia asta de aici. Dar la preț ăsta e bun, mere. Așa. Mai am morcovi, eu pentru morcovi am fost, 2,99 lei, fost 1 kg. Adică vreau să fac niște iahnie de fasole pentru Dorin. Așa. Poi leber, 6,99 lei, dar tot așa a fost redus și am luat 4,90 lei. Așa. Tot pentru Dorin la pachet. După aceea, asta e pentru mine. Șuncă din carne de curcan, 6,99 lei. Mie îmi place asta. Așa, deci am luat două din astea de roșii Sherry. Astea au fost 5,49 lei una, două, dar am văzut în una că sunt și stricate, acolo nu am văzut. În fine, și mai am luat și două salate verzi, așa mari. Mari, nu, sunt mari, da. Și acelea au fost 2,99 lei bucata. Iar Dorin, nu văd că și-o mai luat aici și el din astea. Bine că și-o să iau din astea, bine că ne-am mai luat. Da, și vă fac și încă de porc. Nu ne place de pâine, numai de porc. Și m-am luat niște pateuri din astea, adică două pateuri din astea. Văd că și-o luat cu porc. Și iasă la altul tot cu porc, în burgergi.
Am luat trei sticle de borș. Un din ăsta pentru coșul de gunoi, cola zero și hârtie igienică, din ele am luat două, văzut? Și cam atât. Asta au fost cumpărăturile. No, bine, el se duce cam deși ia câte două, trei și nu mai putea data viitoare, sigur o să mă duc la Lidl și următorul haul de cumpărături va fi din Lidl, că de când tot vreau să mă duc și nu mai apuc. Așa că, gata, nu mai las ea cu țârâita, cum s-ar zice. Da, bine, dragilor, haideți că mă pun și eu să gătesc și ne auzim un pic mai târziu când extragem câștigătorul giveaway-ului. Pupici! Așa, am pregătit repede un pic aici, că la Dorin m-a anunțat că ajungem mai repede acasă și nu gata iarnia până numai ce am pus la foc fasole. Așa că i-am pregătit aici un platoaș, cum îi place lui, așa, cu cel care l-a luat, l-a văzut mai înainte, roșii, brânză, este de la țară, și aici brânză din aceea topită, ouăle sunt tot de la țară, de aia sunt așa galbene, și aici la fel i-am pregătit pentru mine la pachet, că și tot așa îi plac mult, am zis că îi fac tot așa dacă nu te pentru acum, îi pregătesc și pentru pachet, și aici în caserolă roșiile le pun așa separat, mă rog, o cola, aia nu se pune. Și ulei tot așa separat. Și acum îl chem să pape, că numai ce a ajuns la fix. După ce l-am terminat de tăiat, a și ajuns acasă. Așa. Ia, poftă bună să aibă. Ați văzut că câștigătoarea este tot din Hunedoara, surprinzător, nu știu despre ce este vorba, Corina Nicoleta. Bună, te urmăresc de la început și pot să-ți spun că ai videoclipuri interesante, ai putea să mai lucrezi puțin la calitatea video. Pentru că unele clipuri au o claritate cam joasă. Succes în continuare, păsă și eu sunt tot din Hunedoara. Acum nu știu dacă te referi la cele de acum care le fac sau cele care le-am făcut cu telefonul. Alea știu că au o claritate foarte joasă, dar nu am ce să-l mai fac. Așa, de când, eu zic că de când filmez cu camera e cât de cât ok, nu știu. Bine, știu că mai trebuie să lucrez la unele chestii, nu știu ce vedeți voi pe acolo, aia. Dați-le pace. Așa. No. Te rog să iei legătura cu mine pe Facebook sau pe Instagram, unde vrei tu. Le ai în descriere. Scrii un mesaj și vedem cum facem cu colecții. Ți-l aduc eu dacă ești prin apropiere sau ți-l trimit. Vedem, discutăm. Așa, și felicitări! Bine, dragilor, noi acum vă las în continuare cu o surpriză, nu vă zic. Ce credeați, că vlogul ăsta a scăpat de ceva culinar? Nu? Păcate nu? Vă las să vedeți. Surpriza! Până la următorul clip, eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și vă urez toate cele bune. Bye, bye!